Astăzi vreau să vă prezint o familie care nu mai necesită stimulare cu sirop. În primul rând, vreau să vă spun că ea este în pat cald. Eu, de anul trecut, după ce am citit anumite lucruri, prefer să iernez în pat cald. Am să vă explic și de ce. Iată, aici avem o ramă cu miere căpăcită, cam așa arată ea, e foarte bună, căpăcită, deci ea deja nu mai are nevoie să mai fie nici stimulată. Eu o să dau acum câte o ramă după diafragmă și cu asta basta. Familia ea este pe 12 rame cu ramele de mâncare cu tot. Și cam așa arată, are puiet. Iată, are puiet în partea de jos. Foarte frumos. Dar precum vedeți, e și un pic de cules. Eu voi debloca cuiburile. Aici, așa, în partea aceasta, ea are puiet și are și un pic de cules. După ploile astea, așa, dacă îl dura, văd că avem și cules. În patul cald, aia vreau să vă spun despre patul cald. În patul cald, cuibul se formează pe mijlocul ramei. Exact pe mijloc, deci nu... Ca la patul rece, formează cuibul cam așa, la patul cald, așa cum vedeți, în partea de jos și pe mijloc. Aici este blocaj, e blocat cu nectar, a ieșit puietul. Mergem spre față, se vede. Aici peste o săptămână, undeva pe sâmbătă, voi da la centrifugă 2-3 rame pentru a debloca cuibul. Aceasta nu a primit sirop și a adus ea. Iată ce blochează cu nectar. Toată partea asta este nectar, are coroană. Acum ne îngrijorează doar situația puietului, adică este prea puțin. El va fi strâns pentru iarnă. Tratamentul l-a redat. Nu avem varroa anul acesta. Aici este oat frumos, foarte frumos este oat aici. Și o să-i pun și folia la acesta, e luna august, nopțile sunt reci. Dacă vă treziți dimineața la 5 și ieșiți afară, vedeți că nu mai e chiar așa cald. Chiar dacă în timpul zilei se depășesc 30 de grade. În timpul nopții la mine am avut și 10 grade. Iată, aici avem puiet larvar, frumos. Arată bine. Foarte, foarte bine. Și aici, în partea superioară, e nectarul. Ce mă bucur eu că e un pic de cules. Am tot suferit din cauza lipsei de cules. Acum avem și cules. E bine. Per total. Singurul lucru care îl mai fac la această familie e peste o săptămână să dau o ramă dată la centrifugă. Iată, nectar adus proaspăt. Aici strălucește nectar. Aici e bine iese. Nu mai trebuie să dai sirop. Totuși nectarul e nectar. Dau și sirop la unele colonii, dar foarte puțin, 200-300 de grame, doar pentru stimulare. Și unde se poate, că aici nu, cum e familia asta, sunt vreo câteva care nu mai au nevoie anul ăsta de sirop, de niciun fel. Avem grijă de tratamente și gata. Treaba merge ca pe roate. Dacă e familia sănătoasă, iată, aici avem rama cu puiet și aici blochează. Blochează totul cu nectar. E plăcut să vezi acest lucru. Avem matcă tânără aici, asta e colonie formată cu matcă tânără. Și utilizăm